publice, înainte de a da citire proiectului de hotărâre și a convocatorului de astăzi, trebuie să alegem un nou președinte de ședință. Pe 3 luni, așa conform 215. Nu puneți dumneavoastră pe cine vreți. Care numai? Cine vreți? Nu. Puneți cineva cu experiență, când ședință mai lungă, azi mai grea și tot așa. Haideți. Vă propunem. Domnul Mardelin. Hai, domnul. Domnul Mardelin, e ok. Da. Sunteți de acord cu noi? Da, mai bine să zic. Luați-l de mine. Aici așa e, să te aprind, mai aveți ceva de la el. O să dau citire eu, convocatorul, când se așează domnul președinte. Înainte de asta vreau să, dacă sunteți de acord cu prezentul verbal din ședința anterioară, cine este pentru, împotriva, abțineri, nu avem. Primul proiect de ordine de zi, alegerea președintelui cu ședință, deja am trecut. Proiectul numărul 2 de ordine privind validarea mandatului consilier a doamnei Poenaru Iustina Elena, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de ordine privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Hedegiu, la fel inițiator primarul. Proiect de ordine privind aprobarea programului acțiunilor privind gospodărirea, întreținerea și curățirea localității Carțe Văsoana în 2018, la nivelul comunei Hedegiu, în vederea bunei gospodării și funcționării localității, inițiator primarul comunei. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a listei de investiții, inițiator primarul comunei Hedegiu. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea priorității, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială în anul 2018. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIS, care e întors. O discutăm atunci. Inițiator primarul comunei Hedegiu. Și la numărul la punctul 8 avem diverse cereri și întrebări. Și două suplimentare. Și avem două suplimentări, da, comentat de ele. Proiectul de hotărâre privind modificarea și suplimentarea HCL-ul 21 din 14 a 3-a și HCL-ul 22 tot din 14 a 3-a. E vorba de indicatori tehnici în urmă la cele două proiecte depuse pe PNDL. Ne-a venit cu o notificare, o eroare a proiectantului, spun eu. Nu, eroarea aceea vis-a-vis de... Nu, instanța de carte funciară era pe o suprafață 130 de metri pătrați și proiectul era pe 133,61. Proiectantul a rotunjit-o și plus ceva la lista de utilități. Nu știu au avut indicatorii tehnici care nu erau trecuți, erau în fișă. Și valoarea fiind cu virgulă da, decimală, rotunjire, da. Da, însă nimicuri care puteau fi trecute cu vederea și puteau semnate proiecte din punct de vedere și atunci când impresionat a semnat, puteam să ajung cu notificările pe raport. Dar în fine. Deci primul proiect. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a fost. 2. Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a doamnei Poenaru Iustina Elena. Doamna este lângă noi. Comisia de validare, doamna Stanciu, domnul Druc Valeriu, domnul Modena, să verifice dosarele privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale doamnei. Avem adresă de la Partidul Național Liberal, prin care mi se comunică că doamna este următorul supleant pe lista Partidului Național Liberal. De asemenea, avem dosarul depus de către Partidul Național Liberal și procesul verbal final al alegerilor din 5 iunie 2016, în care la poziția 28, doamna Poenaru Elena Iustina este supleant la funcția de consilier local. Deci comisia de validare se retrage să verifice condițiile și se încheie procesul verbal, da? Domnul președinte, care ne întâmplă și procesul verbal în comisie? Avem șampania aceea. Avem șampania după. Продолжение следует...
Zi-l poliție. Așa, consiliere, părintele, îți dai seama. Ești și eu, cu disturb, da. Trebuie să mai aștept. Eu nu-i cu zopar. Da. Are prinsă la bani. Dau citire procesului verbal încheiat astăzi, 19.02.2018. Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Helegiu, în ședința de constituire din data de 20 iunie 2012, 16, scuze, au examinat, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii doamna Poenaru Iustina Elena. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună mandatului de consilier al doamnei Iustina Poenaru Elena. Drept care am încheiat procesul verbal, domnul... Cine este pentru? Mulțumesc! Împotriva ține? Se validează mandatul astea. Doamna, vă rog să vin și jurăm mandatul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bine ați venit, doamnă, rândul nostru. Mai rău chiar la el, nu știa că îl pune să citească astăzi. La numărul 3 avem proiectul privind aprobarea nomenclatorului statal al Comunei Helegiu. Da. Inițiator primarul, domnul secretar. În ședința trecută s-au aprobat atribuirea unor denumiri, unor străzi în comuna noastră. De această dată aprobăm nomenclatorul stradal, în care sunt cuprinse plăcuțele, identificarea imobililor pe fiecare stradă cu plăcuțe de pare și impare. Numărul 2. Da. Numărul 2 pe fiecare. Urmând ca nivel pe buget să semnăm contractul cu o firmă care se va ocupa de implementarea acestui proiect, vom da comandă de numere și de numirile străduților, vom ridica topo fiecare locuință în parte cu punct de identificare, la fel și acolo ne avem investiții pități, avem investiții, ridicăm topo anul ăsta, urmând ca în anii viitori să ridicăm celelalte străzi. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Împotriva, cine este? Proiectul numărul 3, proiectul de privind 4, proiectul de privind aprobarea programului acțiunilor privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității Carțile Sfântâna 2018 la nivelul Comunei Helegiu, în vederea bunei gospodării și înfrumusețării a localităților și a prevenirii procedurilor unor inundații. Anual se conform ordonanței Guvernului 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, Consiliile Locale aprobă anual un plan de măsuri pe care autoritățile administrației publice îl vor avea drept ghid în activitățile pe care le desfășoară pentru
gospodărirea localității. Ați văzut programul, sunt vizate spații verzi, drumuri, protecția... Discuții? În tema proiectului? Spolatea, da. Cine este pentru, potrivă, abține? Proiectul numărul 5, proiectul era privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și avize de investiții. Înainte de a da cuvântul colegului meu, domnul deputat, vreau să vă spun că bugetul de anul ăsta, din ceea ce am zisat împreună cu dânsul, că lucrăm de vreo 3 săptămâni mai bine la proiect, e mai mic față de anul trecut. Inclusiv de la Consiliul Județean am primit bani mai puțin, cam la jumătate față de 2017, nu doar noi. Am văzut că în întregul județ e aceeași situație. Dacă anul trecut am primit vreo 6 miliarde, 600 de mii de lei, noi anul ăsta am primit doar 322, dacă nu mă înșel, nu? 322 de lei, de mii de lei. Sperăm să ne încadrăm și să cheltuim așa cât putem. Ați văzut că am gândit o listă de investiții pe care am scoat-o împreună. Foarte multe investiții doar sunt în fază de proiect. Noi am preconizat acolo o valoare pentru fiecare investiție în parte, dar sunt investiții care nu au sume acordate anul 2018, doar faza de proiectare, că nici nu aveam cum altfel să gândim o sumă totală fără să avem un proiect. Vorbesc de investițiile mari. Pe cele mici pe care le-am gândit, sunt mai ușor de realizat, pentru că și valoarele sunt altfel. Domnul contar, dacă vreți dumneavoastră să ne expuneți întregul buget pe capitole sau cum vei la îndemână. Bugetul de venituri și cheltuieli s-a elaborat având în vedere prevederile legii 2, legea bugetului de stat pe 2018 și legii 273 a finanțelor publice locale. Deci veniturile se constituie din venituri proprii formate din impozite, taxe, contribuții, vărsăminte și alte cote defalcate din impozitul pe venit. Sume defalcate din venituri de la bugetul de stat și subvenții de la bugetul de stat și alte bugete. Veniturile totale sunt în valoare de 6.104,40 lei și se constituie din venituri proprii 658,80 lei, sume defalcate din venituri ale bugetului de stat 939.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 3.631.000 lei, subvenții pentru încălzire 141,60.000 lei și subvenții de PNDL prognozate în sumă de 734.000 lei. Deci veniturile totale sunt în valoare de 6.104,40.000 lei, iar cheltuielile le-am prognozat la 7.868,40.000 lei, cu un deficit de 1.764.000 lei, care va fi susținut din excedentul anului precedent. Secțiunea de funcționare e la venituri cuprinde 4.948,4 lei, iar la cheltuieli la fel, trebuie echilibrat bugetul, iar secțiunea de dezvoltare venituri 1.156 și cheltuieli suma de 2.920. La fel, deficitul rezultat de 1.764 va fi susținut din excedentul anului precedent. Cam astea sunt sumele. Bugetul pe secțiunea de funcționare a fost prevăzut undeva cam la aceeași execuție cu anul precedent, doar că diferă salariile unde au mai crescut puțin și fondul e ceva mai mare. Discuții? La listă de investiții. Propus să o discute bucată cu bucată și discutăm împreună. Sau dacă poate sunt colegi care nu au văzut să ne vizite, să mă gândesc. Acum în vedere că am primit și proiectul mai greu, noi l-am primit la ora 02:50 fiind de noapte. La obiectivul de investiții, da. Pe investiții proprii, aveți trecut dumneavoastră aici la construire grupuri sanitare la școala gimnazială Elegiu. Da. 200.000 de lei. Da. Un grup sanitar de 200.000 de lei. La sfârșit, o să vedeți că e 000. Doar am preconizat o sumă, gândindu-mă că atunci când vom avea proiect, vom avea de unde să scădem, o să punem. Nu sunt bani alocați anul ăsta. 0, 0, 0. Asta am gândit-o pentru că, având bani în bugetul bugetar, noi trebuie să-l împărțim, să cădem pe balanță cheltuieli și venituri. Înțelegeți?
anul ăsta e preconizat doar parte de grupuri sanitare, unde am prins 50.000 de lei pentru proiectare. O sumare, zic eu, după mine. Bun. Cred că nu o zic eu tu pe toți, dar cred că vreo 30.000 va fi. Având în vedere că avem școli în comun în care nu funcționează centrala sau funcționează la parametri de sub jumătate. Acolo întreținerea, nu vedem întreținerea sau de investiție. Da, putem, nu întreținere, cum locuim o centrală, adică cu 50.000 de lei și așa, deci o fază de proiect. Să facem un proiect pentru în care să cheltuim jumătate de miliard. Pentru toalete. Să știți lucrul ăsta. Eu vin în adică să ne raportăm și la numărul de elevi. Și la numărul de elevi. La elegiu sunt 50. Am expus problema mea cu o lună de zi, trebuie săptămâni, vis-a-vis de școală la elegiu. Eu cred că în viitorul apropiat și nu îndepărtat, școala la elegiu va fi o școală de centru. Așa cum a fost totdeauna, copiii din elevi care au de gestă nu știu în ce ordine, vor veni la GLG-ul. Atunci, ca școala aceasta să funcționeze, ar trebui să aibă, în primul rând, un grup sanitar normal, modern și care să primească avizul DSP-ului. Nici o școală din GLG-ul astăzi nu are un grup sanitar așa cum ar trebui să fie. Cu încălzit pe perioada iernii, cu apă curentă, raportat la canalizare, asta și pentru că nu avem încălzare în Drăgugești, pentru că avem apă curățirea. Eu cred că GLG-ul, școala din GLG-ul, îndeplinește toate condițiile de a avea un grup sanitar normal. Dar, repet, nu-l facem anul ăsta, că n-am cu ce. Doar l-am prins în bugetul de investiții. Domn primar, nu îndeplinești numai care condiții, numărul de elevi. Adică mi se pare aberant să aducem 150 de elevi la Drăgugești. Avem 170. La LG-ul. Care sunt costurile? Nu decidim noi lucrul ăsta. Nu decidim noi, dar haideți să luăm și cum e mai bine pentru noi. Ce facem? Punem două autobuze, nu avem nici pentru Onești. Să aducem elevii la LG-ul. Da, da, nu? Școală la LG-ul, școală mare. Corect. Dată, utilată, la centrul comunei și mi se pare ok să aduci copiii din gimnaziu de la Brătila, de exemplu, la Gheregiu. De la Brătila, având în vedere că sunt mai puțini, dar nu poți să aduci de acolo, de unde sunt 150 deci, în locul de 50. Cred că Drăgugești va fi luat în calcul, cel puțin cred că voi fi primar, că va fi luat în calcul să unească cu Gheregiu. Deci dar concluzia ar fi așa, pentru lista de... Teren într-o primă fază vor fi sigur. De obiective de pentru 2018. De ce să fac proiectul? Pentru că eu cred și sunt convins că nu voi veni cu banii din bugetul local pe modernizarea acelui spațiu. Am văzut că anul trecut am fost prins, să spun așa, nepregătit și PNDL 2, guvernul actual, au dat foarte mulți bani pe învățământ și pe sănătate. Dovadă că și noi am primit două proiecte pe sănătate, am avut două proiecte pe care le-am depus pentru că aveam faza de proiectare. Ei, aceste situații vreau să fac acum. Să am un proiect pentru extindere școală, HLG-ul, pentru un grup sanitar normal și cum ar trebui să fie, atunci când vom avea bănuți, îl vom face, dar nu știu dacă e momentul să discutăm acum de copiii de la Vale, de la HLG-ul sau de la Drăgugești, nu cred că... Eu vreau să ajung în situația asta. Nu, ca și investiți. Știți foarte bine că și făcut-o. E nevoie să investim acolo unde avem elevi mai mulți? Și vreau să știți bine necesarul. Da, da. Și să prindem acum toate discuțiile la lista de investiții. E normal, adică nu am nicio problemă. Cu zotul la lumea să scrie ce întâmplă, a fost un obiectiv. Putem veni cu amendament pe lista de investiții? Putem veni, nu? Deci nu am nicio problemă. Și luăm de aici 15.000 de la... Pentru că eu cred că sunt cam mulți bănișori prinși la partea de proiectare, 50.000 totuși. 50.000 chiar sunt mulți. 30.000 ne-ar ajunge. Și să luăm 15.000 de aici și luăm... Nu am nicio problemă. Deci asta v-am spus. În procesul verbal de avizare al bugetului, faceți nici obiecțiuni, vă rog, sau... Anexat, la anexă, la raportul de avizare, la lista de investiții, da, veniți cu obiecțiune și atunci... De asta am spus că vreau să le citesc pe fiecare în parte, pentru că nu am, credeți-mă că nu am nicio problemă. Discutăm. Ceea ce este clar, eu că n-am bani nici pentru lista de investiții. Noi am pus deșetul bugetar și dacă vedeți la partea de cheltuieli pe anul în curs, nu am 0-0-0. Doar am gândit-o, domnule, în caz că poate o să am. Nu știu ce s-a întâmplat. Domnule, prima, și noi într-un intus fie ceva tot constructiv. Adică nu ne-aș dori să... Deci sunt constructiv de asta. Haideți să vă dau și trebuie pentru finish. În partea de grupul sanitare am discutat-o despre preconizat de noi, am propus, eu împreună cu colegii mei la investiții și cu domnul contabil, o sumă pe care nu am dat deșetul bugetar. Doar scriptic, așa, și bani prevăzut pentru anul ăsta, e vorba de 50.000 de lei pentru faza de proiectare, pus în două semestre, semestrul 2 și 3, de 25.000, din care scădem 15.000 pentru centrala de la Drăgugești și suplimentăm lista de investiții. Trecem mai departe. Modernizare, modernizare dispensar medical Brătila, modernizare dispensar medical Satie Regiu. E vorba de cele două proiecte pe care noi le-am depus pe PNDL.
sunt aprobate și cu finanțare din partea PDL-ului 100%. Noi urmează să semnăm, deja suntem moși aici, nu facem citații, că sunt valori mari. Urmează să semnăm contractul, cât de repede, cred, pentru că trebuie să modificare, au fost niște necalități și le-am modificat. Vedeți, la fel, cele 3 semestre, 4 trimestre, nu-i trecut valoare, pentru că nu vin de la noi. Așa. Pe partea de ce, pe proiectare, mai avem de plătit 10.000 pe dispensarul de la Brătila. E vorba de PTH, e plătit Daliu. Pe monizare de tare Hilegiu, la fel PTH-ul, 5.000 pentru că e mai mare ca și spălătață. Lucrări în continuare, 0-0, lucrări noi din care, dotări în bibliotecă de lei, filiala de lei, aici am prins 10.000 de lei, pentru că acolo ne-am dat clădirea domnului părintelui Purice, pentru un protocol între lea și noi și el, trebuie să facem noi o cameră în care să avem ca și la Drăguce, și vreau să spun că din punct de vedere Drăguce a fost un succes, eu nu mă așteptam, în fiecare joi, acum cât e frig nu am mers doamna acolo, când avem clădură și clădură, toată vara, erau câte 20-25 de copii acolo care citeau cărți, sincer vă spun. Activități cu doamna Simona, chiar mi-au plăcut și mi-au fost dragi. Și am gândit un 10.000, la fel în faza de propunere, pentru o bibliotecă, un pupitru, un calculator și cel mai trebuie. Pentru cărți avem, le luăm cel din Hilegiu toate, că în momentul în care va intra că discute sară, căminul în modernizare, nu avem unde să-l depozităm. Pe alimentare cu apă, e acel proiect pe în care l-am oprit și n-am pus nimic anul ăsta. Reabilitare și modernizare sistemul de iluminat public. E vorba de cei 50.000 pe care am făcut anul trecut la Brătila și Hilegiu. Urmea să facem Drăgugești și Deleni. Dar am pus 60.000 pentru că am luat în calcul încă 10.000 de lei. Nu știu dacă o să-mi costă mai mult sau mai puțin. Pentru zona aceasta de Hilegiu, cât ține podul și până la stații, unde nu este notat absolut deloc. Și ați văzut situația de acum 3 săptămâni, nefericite pentru toți, cu copilul acela care a avut accidentul. M-am gândit să punem un training scurt, ușor pe cod, nu știu dacă sunt restul naționale, nu știu, dar cred că la unești odată o legă, vă spun că dolare, nu știu, trebuie să fie ușor. Și mai sunt doi stâlpi, la fel sau trei, dar îți din înaltă, cu acordul EON-ului, nu știu, un acord tacit, cred că, cu domnul Budeanu, reușesc poate să pun și acolo două, trei lămpi și trei stâlpi pe pod. Apoi avem scutare sursă de apă la Drăgugești. Eu luam acel proiect pe care l-am discutat împreună și am ales cea mai bună soluție, să mergem tot pe... În apropierea cu... Da. Am prins eu 150.000, 1.500.000, nu știu dacă e mult sau puțin, dar fel nu-i finalizat proiectul. Eu cred că ne încadrăm, pentru că investiția nu-i foarte mare, e vorba doar de un tren și de acolo, printr-o altă condută de 110, să ajungă până la bazine, nu știu cât distanță, cred că vreo 800-900 de metri. Am prins pentru faza de proiectare 20.000 de lei. Pentru faza de proiectare. Apoi avem alimentare cu apă a localităților Hilegiu, Drăgu și Deleni. 10.500. Aici e vorba de am prins 100 de milioane pentru cum se numește? Expertiza instalații pe lucrările care sunt băgate în Hilegiu deja. Nu putem să primim autorizație de construire, întrucât tubulatura și construirea mă pune o jumătate de jumătate din bazinul de la Hilegiu, e construit. Pentru a primi din nou autorizație de construire, trebuie să facem expertiză la cele existente și cam atât ne costă, că facem o pistă pe canalizare la fel, bani pe care duc la diferiți proiectanți, specialiști. Avem dotări nou de joacă pentru copii la Hilegiu. Am mai prins aici la Hilegiu, iar să mergem și jucării prin părculețul acela, că văd toată vara e plin și din toată comuna vin la băncuții și la jucării. Am gândit eu la fel o achiziție a un tractoraj pentru că este era pe teren și prin părculeț. Nu știu dacă o să-l cumpărăm, dar e nevoie. M-am săturat să mă apelez la Bârsănești, la Livezi, ei au dotat așa ceva, cumpără benzină, adule, azi nu poate, mâine nu poate, pentru a-l cosi și al am tot cumpărat între astea micuții de 2-3 mii de lei, dar la 2-3 cosiri s-a ard. Suprafața e mare, 2 hectare de gazon și nu. Băieții mei care se chinui cu el nu au răbdare să cotească în 3-4 zile și nu forțează și în fine. Avem extinzare canalizare pe ulița Movile, ulița Bisericii Sar de Lemi. Aici acea lucrare pe care am făcut-o de anul trecut în fază de proiectare. Urmează că anul ăsta, în primăvară imediat, poate și mai devreme, să dăm drumul la lucrare.
de ce liceuța Bisericii și Amovire, pentru că avem proiectul pe drumul pe Vafir, drumul de interogată, va fi asfaltat. Și atunci nu avea rost să punem asfalt și de canalizare, ținând cont că de lei nu are canalizare. Apoi, cu aleia pe numai de la Hiregiu, la fel, în suma este preconizată, am prins faza de proiectare, lucrăm la ea. Avem capul acela de lei, unde am preconizat o sumă foarte, foarte mică, vorba de la Paraschiv până la Aron. Să continuăm asfaltul, am prins 80.000 în buget, dar eu cred că valoarea va fi undeva de 8-9 miliarde, în vreo 900 de metri. Dar măcar la fel să facem faza de proiectare. Am prins modernizare prin betonare ce de sus. E vorba de primul drum. Asta cred că se poate realiza și cred că putem realiza anul ăsta. La fel și pasarea betonară aceea din Drăgugești pe Vale, unde am discutat-o și tu ședința trecută. La fel am prins 200 de metri liniar la strada Costea în Mocani. La fel cred că putem realiza. Sper. Am prins podețul acela din fața ta, din centru, să-l modificăm, să-l schimbăm și să facem altul. La fel și o să acolo în dealul bisericii, unde spunea domnul Magdalena, să facem inclusiv betonarea și captarea apei. Da. La fel la punctul la Duță, la strada Trei Fântâni, în fața lui Nicolo Ștefanache, tu știi, Ioane? Guță. Guță? Eu zic Guță. Deci cu gână, nu? Da. Ah, eu am scris Buță. Însă n-ar trebui cu Buță aia care... Aici e poza de proiectare. Am prins 30.000 pentru... Mai avem de dat la Biserceu și mai ce la drumul care lucrăm pe Drăgugești. Alea până la Iregiu 23.000 pentru faza de proiectare. 60.000 pentru drumul de la Delen asfaltat. Modernizare ciortea de sus 20.000 pentru faza de proiectare, pasarela betonală la Drăgugești 5.000 de lei pentru faza de proiectare, betoanele din la Costea 5.000 de lei, podețul casetat de la Drăgugești din centru 5.000 de lei, podețul casetat de la strada bisericii 5.000 de lei, de la Guță 4.000 de lei și modernizare și cozare cămin pentru arhilegiu, e vorba de cel proiect care l-am depus pe egal și urmează, poftim? De proiect, de proiect. Pentru că am prins vreo, am zis, 80.000, 90.000, 90 milioane. Plus lucrările care le avem deja pe derulare, în vorba din mânzare de un interes local, depus pe AFIR, așteptăm să semnăm. Noi am prins în buget pe lista de investiții, la fel 0-0 pe tot cele 3 trimestri. Și cam atât. Cam atât pe de investiții. Pe întreținere avem drumurile comunale, unde am luat în calcul peticirea drumului de la Bătela. Acum, dacă dumneavoastră aveți și alte propuneri și putem tăia dintr-o parte în alta, cu o altă propunere la pertinentă, care să aibă în spate lege, nu discuții. Adică, intabulare, drumul proprietate sau nu știu ce trebuie să mai fi. Ați spus în DL, în special. Niște opritoare de viteză, da, niște... Da, le-am luat în cap. Așa, și... Nu, da, de repede tot. Nu pot spune la Drăgugești de acum, pentru că drumul e în garanții în momentul în care se va termina și n-am voie să intervin. Și dar când eu ieșim în garanții, la fel și la Hiregiu aici, în fața primăriei, pe undeva mai jos, pe, la școală, să mergi foarte mare viteză, o să marcăm drumul. Atunci când terminăm Drăgugești, că vom termina până în primăvară, îl vor marca partea aceea, iar partea altă, cum l-am prins în întreținere drumul, să-l demarcăm din celelalte drumuri din comună, să facem, da, și vor 5-6 copoași, asta înseamnă 5-6 locuri. O parte vor fi nemulțumiți, o parte vor înțelege situația că să merge ahotic. Deci asta e ce putem să spunem. Deci au Dumnezeu. Dumnezeu, merg cu viteză și copiii mici, ce dacă vezi, nu știu că mai pot opri până în, la fel cum eu pot trag mașina la farmacie, o parte tras la Floris, nici nu abia trei copii printre ei și vin ca nebun. Da, deci despre asta e vorba.
Rigola aia acoperit acolo în curbul la Căruva? N-am avut o discuție cu cei de la firmă, dar singur o facem și sigur că se înțelege. Pentru că la proiectul de la Dumnezeu sunt, cât mai sunt bani, nu știu exact, din renunțări, din modificări, nu știu ce. Și vom găsi acolo soluții. Nu știu, cred că vom face peste ea, vom face ceva peste ea, da. Da. La fel cu caseta dintre astea, cum am văzut. Desigur ați văzut. Da. E o problemă, da. Domnul primar. Vreau să discutăm despre partea de Cluj, dacă ați văzut, am prins în buget mai mult mai anul ăsta decât în alți ani pentru biserici. Adică dacă am trecut, am prins vreo 20.000, am prins vreo 30.000 anul ăsta. Știu cât doare capul, mă doare, vă sun în continuu și până la urmă înțeleg și pe ei. Vin cu propunerea la dumneavoastră și sper să fiți în asentimentul meu și împreună să luăm decizii cel mai bun aici. Discutam și cu alți colegi care au avut anul trecut curtea de conturi, s-au imputat o parte din bani pentru că nu aveau în spate documente de autorizare, proiectare și mai știu ce. Eu aș propune ca anul ăsta să dăm bani doar acolo unde preotul și Consiliul Parohial are de gând și vine și ne prezintă un proiect viabil, legal și pus la punct pentru binele comunității. Autorizat. Astăzi mi-a venit părintele de la Drăgugești care m-a rugat, nu a vrut să rămână, m-a rugat să-l prezint dumneavoastră și nu știm valoarea că încă e în fază de proiectare. O am aici, chiar l-am pus să scrie pe dânsul cu mânuța lui. Așa va arăta așezământul social-filantropic de Sfântul Mihai Ioan Valacul de în fața școlii, acolo unui pământul bisericii. Interesant și frumos ca și proiect. Dacă părintele reușește să autorizeze, să termine proiectul, vom găsi împreună soluții și să-i sprijinim. Adică nu mai sprijinim cu 3.000 de lei ca cu NASA, cu 5.000 sau 6.000 de lei. Putem să dea o valoare mai mărișoară, să înțeleagă cu celălalt preot, anul ăsta face Drăgugești, anul face exact, celălalt. Și să punând gaj cuvântul nostru că îi vom sprijini pe toți la rândul lor. Dar v-am spus, nu vreau să mai dau bani pentru întreținerea bisericii și apoi să am discuții că tu ai dat bani, părinte vreau să-ți bani să-ți cumpere covoare și tu dai și voi bani pentru covoare, ei dat bani să-ți cumpere geamuri, o să-ți bani pentru geamuri, ei dat bani să schimbi capelul, doamna să mai facă crucea de pe... Cred că cel mai ok e așa. Îmi spunea Costel acum că și părintele de la Delene urmează să... urmează să facă proiectul din punctul de vedere și spunea și părintele Doru. L-a și ambiționat pe chestia asta, când mă spune în birou, la întâlnirea noastră de acum, când am sfințit așezământul de la Dereni, că i-am spus că ar fi bine să reușim să ajutăm Deleni. De ce? Pentru că la Deleni, biserica e într-o sală jalnic, din punct de vedere, a început să pice pe pereți tencuială, pictură și multe altele. Și ar fi prioritar să-și termine un așezământ dintre ăsta, vă știu, casă prasnicală, casă o mică apelă, să poată muta credincioșii duminica, în zi sărbătoare, să fie puși în pericol. Dar, repet, cine se mișcă mai repede, cine vine primul cu proiectul și așa, dacă vin amândoi, dacă vin amândoi împărțim, sau să înțeleagă între ei. La Hilegiu, părintele, am avut o discuție cu părintele, biserica arată ok, nu este teren și cred că părintele nu va intenționa să construiască, nu știu ce, nu are terenul și locul pentru... Acolo am gândit-o eu să văd cu ce ajutor, cu ce sprijin, găsesc pe la unii alții, pe la noi, pe unii putea, pentru că am și văzut de asemenea și grăbit să punem activitățile legate de Centenarul Unirii, să ridicăm un monument nou al eroilor neamului, m-am discutat cu preasfințitul, cu noaptea Sfântului Iachim Băcăoană și o să fie și dânsul prezent pe 2 iunie, atunci când vom sfinți monumentul respectiv. Eu vreau și mi-am propus, deja am schițat o bună parte din program, să facem o întâlnire la care să fiți dumneavoastră implicați cu toții, frumoasă, întinsă și să iasă foarte bine, să ridicăm un pic numele comunei. Până la urmă, ți-ai scopul fiecăruia. Am gândit-o pe 1 iunie, vineri, la ora 4 sau 5, asta rămâne de văzut să mai discut și cu unul cu altul. Adică am fost general apostol, am mai vorbit cu profesorul Dovleac de la Mrătila și cu mulți alții. Vreau la centru de zi, pentru că acolo avem loc, am fost 50 de locuri, 20 de locuri, sunt, să facem un simpozion cu tema Unirii, în care putem participa cu toții, o să vină 2-3 invitați specialiști, profesori de istorie, în frunte cu general apostol, care e pregătit și scriitor, autor al multor cărți. Iar a doua zi, undeva începând cu ora 10 până la 1-2, să avem sfințire și semnarea protocolului, acela de înfrățire cu comuna Ghiosirea din raionul Cantemir.
vor veni și dânșii aici, urmând că apoi, bineînțeles, vom veni și noi, care putem, care ne permitem și care avem timp să mergem două zile acolo, două. Mi-am mai făcut și alte activități. Dacă vă uitați pe pliantul respectiv, că am spus că vreau să fie transparent și să-l vadă toată lumea, la care la fel putem să ne implicăm cu o prăjitorică bună, doamna Coman, cu tot la mine așa frumos și gale și mi-am să-i fac prăjituri bune. Nu știu, cu ziua ei, cu veterani de război la care eu merg în fiecare an, cu biblioteca de la Delen, cu atunci tot, adică chiar de ziua ei e pusă, dacă nu mă știu, nu știu când a pus doamna Simona. Mai multe activități, ziua comunei și multe altele. De-aia vă și spun acum, pentru ca să aveți timp, vă faceți programul așa fel că pe doi, că mi-ar plăcea să fim cu toții, nu așteptați invitații, că nu o să fac scrisii, decât verbale, că n-are rost să... O să fac diferit la autorități, că vor veni. M-am gândit să invit și domnul președinte a Consiliului Județean, care sunt convins că va veni, doamna prefect, nu știu, un parlamentar, să fie alături de noi și cred că o să fie bine și o să fim la urmă mulțumiți și tragem cu toții linii. Dacă aveți nevoastră, problema, problema este la Jean acolo, 10 ani de când a fost turnat asfaltul, bucățica aia 50 de metri, nici de-al naibă nu se mai ligește de loc. Ce se întâmplă acolo? Nu știu ce spui de Jean. Jean Adrian, la podul ăla acolo, așa. 50 de metri. O rămas de 10 ani. Da, asta am spus acum. Am spus că am prins banii pe întreținere drumul, undeva la 800-900 de milioane, am luat în calcul medicirea drumului pe acolo nu-i nevoie și la Ardeleanu, în capăt, acolo e foarte stricat în centru. Inclusiv toată șoseaua asta, dacă mergi pe jos, vedea aceea. Știu, dar nu ne permitem acum să o asfaltăm de nou, că ne-ar bate Dumnezeu, cred că să duc 20 de miliarde la plătiva și să nu au ăștia nicăieri pe care nu-i curtea asfalt. Și al doilea rând. Nu, îl mai pedicim așa, o mai ducem... Mă opresc oamenii prin comun, prin sat. Ce se întâmplă căminul ăla cu tot la drum? L-am dărâmat și... E oameni, băi, ce a făcut 200. L-am dărâmat pentru că era într-o situație și într-o stare pericol public. Trebuia, deci nu vă spun ce am găsit acolo prin spate. Eu, rușinea mea, am văzut ce prima luptă de zile și n-am văzut-o, nu asum. Bălării și m-am muncit o echipă de 7-8 oameni, 2 săptămâni. L-am îngrădit, ne-am delimitat proprietatea, l-am curățat și nu face ceva. Nu știu ce să fac, la ce lipsește brătirii, că m-am gândit toate felurile. Cămin cultural îl faci ca la Drăgugești să stea închiși, să investesc nu știu câte milioane. Am cerut de zi. Am o școală care nu are copii și e aproape finalizată și nu știu ce să fac. Care este închisă, nu știu ce să fac. La fel, am și... Faceți o ședință la Brătila. Să vină mai multe ori și luați legătura cu oameni. Ce zic cu oameni? Dar eu fac ședințe. Dar ședința mea trebuie să fie practică, cumva să vină cu soluții. Nu cu... Că așa discuții dăm cu băiatul. Eu îi zic băiatul, dar numai care nu-i zic că sunt dintre ăștia cărpătași. Dacă ești la Brătila acolo, pulsul, ce spun? Ce vor? Ce să fac? Nu, dar zic, dacă eu... Ce vor? Vreau să vină apoi? Da, am pus acolo 3-4 jucării, să mai joc copii, doar stricat deja. Da, sunt și acum să dăm, le pun apoi. S-au jucat copiii foarte mult. N-aș ocupa niște euro la tot cu jucării. Că, mă, domnul, nu avem puși 20.000, pot să ducem o jucărie acolo. Totuși un teren frumos, în centrul satului acolo. Nu știu, văd că prietenii sunt foarte uniți și chiar vorbeam chiar, n-am știut până acum câteva zile, de o acțiune frumoasă pe Facebook cu fiii satului Brătila. Brătila a scos oameni buni și chiar am rămas surprins. Nu știu, poate vine o inițiativă de la ei, poate vine o... Nu știu ce să fac. Nu pot spune acum că prindem anița de invenție în campion cultural. Dar are eficiență, bag eu 15 miliarde acolo? Nu, nu știu. Dar dispensarul ăla este clădirea, este data dispensarului totală sau nu? Nu. Păi ce facem? Noi investim bani în dispensarul și parțile alea în sale rămâne pe la tine? Întreaga clădirea dispensarului va fi modernizată. Doar partea care este închiriată. Care dat închiriat? Nu, aceea e închiriat doar pentru doamna doctor care. Pare celălalt poate fi închiriat pentru un stomatolog, pentru, nu știu, un veterinar. Nu dacă să ținem cu să băgăm și în... Întreaga clădire. Să găsești un stomatolog acolo sau... Întreaga clădire e modernizată, ca și aia de la Helegiu. Nu știu la ce brătila ce putea să facă. Deci și eu văd, chiar mă gândeam asta, pentru că unii vorbim de chestia asta. Mă gândeam ce am putea face în centru, în... Nu, sunt convins că în primăvară că bălării acolo din nou. Trebuie să bag oamenii acolo să le cosească. Păi, cum dă căldura, astea cresc. Rădăcinile sunt mari, au fost defrișate, au fost...
Păi parc, parcul la parcul sunt cei mai buni, fă, parcul. Copiii de la ceapă, tot se duc acolo. Se duc acolo copiii să joacă, dar nu știu ce da, se duc. Deci am avut anul trecut în calc și știu, vreau chiar cu Sorin la un moment dat, acolo ce nu vrei să facem ceva. Nu am bani să-l fac, acolo merge în spatele grămadă de teren și păcat. Deci, nu știu, mi-e tare drag centrul a la Bistrat. Din păcate, nu am activitate și nu știu ce să fac acolo, n-am cu cine. Deci mai sunt 5 copii la Ciote, 6 copii, n-ai cu cine să faci nimic. De asta am spus că să-i dau un pic din suflet acum, să mergem să facem acolo un simpozion cu tema Unirii, pentru că e foarte frumos. Deci, sala, nu știu dacă ai fost, sala cea mare, sunt 150 de locuri puse. N-am fost acolo de anul trecut, am avea unde să... și nu te faci de râs. Așa s-au făcut, stăm peste mână, așa știi. Știi, dacă nu se făcea, era aceeași situație, mă întreba cum dragă acum Alin, ce facem căderea că e de rămat acolo? Dar s-a făcut, nu e eficient. Facem școală de la Brătila. Am acoperit-o ca un zărâmit ziduri. Ziduri groase, tencuite, zidită. Că-s rămat acolo. Da, nu știu ce o să fie acolo. Nici n-au furat să mai bani și bani acolo să schimbăm geamul și să pun geamul și uși. Le puneam degeaba, să deteriorizau, mă bândic acum, în Michel City. În timp, dacă n-ai activitate acolo, dădeam un copil cu piatră într-o zi, într-o zi. Nu știu, mă uit iar cu jele la căminul, la școala asta, școala de la Mocan. În afară, se dărâmă tot, bărările scăt casa. Veniți cu soluții, să ne iau acolo. Nu știu, dăm părechiul. Mă, vă, dar nici părechiul nu vrea. Nu are bani. Și nu înțeleg. Nu vrea să mai dăm nici bani. Dar n-ai bani să bagi în ea, adică, și eu am înțeles și părintele, că acum mai grea faci una nouă, o azi că să întreții una veche. Și ai mare studiat, că fie amândă clădirea cele acolo. Mi-am uitat cu ăsta să-și facă trei camere, adică să o... Dacă la investiții pentru școli, la Delaney ce dat generatorul, nu știu dacă se mai poate repara. Sunt întreținere. Întreținere, da. Dacă luați în calcul... Eu nu știu bugetul școlii anul ăsta. Bugetul școlii anul acesta... Salariile nu le mai plătim prin noi, vin direct de la Ministerul. Nu, vin direct de la Ministerul. De la Ministerul Învățământ. Deci ISJ-ul le deschide credite, ei le finanțează, ei le avizează bugetul. Noi doar partea de funcționare, de bunuri și servicii, au primit acolo o sumă ceva mai puțin ca anul trecut. Hai, o să ne întâlnim săptămâna cu doamna director împreună și o să ținem cont și din părerea dumneavoastră. Pentru că am că am pus un listă la investiții și mergem noi cu... centrală, o nouă centrală acolo. Nu știu, eu am luat pe astea zis să mă trimit direct, acum nu știu cu tot merge. Că le-am schimbat la primărie la noi. O centrală are garanții, da. 5 ani de vechi. Da, o schimbă și o pun acolo. Vom vedea. Având în vedere că nu tot timpul o să avem lemnii foarte bine uscate, eu propun să nu luați una cu gazificare, bani din casă. Una clasică, dar de capacitate mai mare și vă spun că avem rezultate mult mai bune. Sau tot. Spun sincer și poate lipiți. Pentru că la centrala de gazificare e condiționată de... Produc, e lemnul foarte bine uscat. Și la Drăguger și la Dereș peste tot. La Dereș pe care e din magazie. La Hineceu pe care e din magazie. La Brătira și la Drăguger. Până acum o săptămână, două au fost de la Brătira, la Brătira, în fundul. De cine am adus eu, mă aprind să fie uscat, cum să fost așezat, puse la cu și au și acolo vreo trei angajați. Nu știu, sunt câțiva angajați acolo, nu știu că sunt. Adevărat, vin pe perioada de iarnă și cred că perioada verii le este mai greu. Deci am niciunul, dacă am avea nici ajutor sociale, le-am mai pune la treabă, dar nu găsesc, nu vine nimeni. Am venit și boșoși, dar bătrân, care nu-s bun din muncă. Azi vrei să cineva la bătrâna care îi trebuie siguranță socială, nu are nicio venit. Deci ne dă vină, așa, vreau măcar 15-20 de ani, știi, să-i mai folosești. Nu poți face 50 de ore, fă-mi 20 de ore, fă-mi 2 zile, dar fă-le. Dă-mi cu o mătură, strânge-o o buruia. Nu vină. Să facem la Olivia. Deci suntem figuranți. Aducem la Olivia. Apoi și acolo ce? Olivia. Acolo la Olivia. Hai, spune-mi spre aprobare. Cine este pentru? Potriva abținet? Nu vin. Domnul Olivia, potriva abținet, nu am abținet? Nu, am mai văzut, nu știu ce-am văzut. Da, trecem la punctul 6. Proiectul de obiective, plan de acțiuni, privind dezvoltarea economică socială în 2018. Cum a secretatul? Instituția Prefectului ne solicită printr-o adresă să aprobăm acest plan de priorități obiective și plan de acțiuni pe 2018, care va cuprinde acțiunile de dezvoltare locală, corelate cu reglementările directivelor Uniunii Europene
și care cuprind principalele obiective sunt îmbunătățirea accesului la serviciile publice integrate, extinderea infrastructurii de bază, diversificarea dezvoltării economice, creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, diminuarea ratei de abandon școlar, dezvoltarea învățământului terțiar, reducerea numărului populației și riscului de sărăcie. Dacă v-ați uitat puțin pe planul de măsuri, acesta cuprinde toate obiectivele de interes local, sănătate, învățământ, administrație publică, infrastructură rutieră, infrastructură canalizare și iluminat public și în funcție de bugetul de care dispunem, s-au avut în vedere obiectivele pentru anul 2018. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La punctul 7 avem proiectul privind aprobarea cotizației anuale la Societatea de Dezvoltare Comunitară Bacău-Adis. Vorba de proiectul care a ajutat și luna trecută vis-a-vis de cotizații. Eu nu mai înțeleg nimic. Punctul nostru de vedere ca multora factori comune a fost clar. Nu acceptăm mărirea și nu de cum triplarea. Inclusă din nou. Pe nimeni ținem poziția. Nu știu ce să fac. Deci nu știu ce să fac. Credeți-mă, dăm la voi. Tu ai bani mai puțin ca anul trecut, dar el nu vă oferă nimic. Este mai mic și... El nu vă oferă nimic. Am fost la o ședință de partid, discuții fiind bugetul de anul ăsta. Și ministrul domnul Humulescu cu o listă să ne întrebe de ce n-am aprobat, a fost și el întrebat rândul de către președintele Consiliului Județean, că Adisul e în suport de Consiliul Județean. Scria un dreptul unor comune greșit aprobată. Păi dacă ori aprobat, ori greșit. Adică... A venit cu sumă mai mică ca și cred că a venit cu altă sumă și de asta e greșită. Noi ne-am obținut, am fost împotrivă unanimitate. Acum, da, nu știu. Supuneți că aprobare de nou, rămâne la aceeași lucru. Adică, cine este pentru? Cine este pentru împotrivă? Împotrivă? Toți. Da. Și ultimul punct, de care l-am discutat la buget. Așa și cei două proiecte amutate ele. Cei două proiecte de modificare a dispensarilor, de notificare de la PNDL. Da, dacă sunt discuții, dacă nu cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt. Nu. Alte, la diverse, dacă mai sunt ceva probleme, dacă nu... Păi, are cineva ceva de spus? Nu. De care am închis să-și.